O nouă rundă foarte grea, o rundă la care ni s-a alăturat și Clubul Român de Presă și patronatul Clubului Român de Presă și reprezentanții sindicatului din televiziune, din radio, Mediasind, ca de obicei, patronatul presei Romedia pe care reprezint eu și, desigur, domnul ministru Șeitan, Mihai Șeitan, cu care am avut o dispută foarte dură de data asta. Foarte, foarte dură, pentru că de la prima întâlnire și până astăzi, dânsul și-a schimbat discursul. Dânsul are impresia că discută cu niște oameni fără gloanțe, cum ne-a dat să înțelegem un secretar de stat pe acolo, ori noi suntem, dacă e să luăm, fie și simbolic, cu cele mai multe gloanțe, pentru că noi suntem cei care comunicăm opiniei publice, până la urmă, cam ce se întâmplă în guvernul României și cam care este reacția unui ministru vis-a-vis de o situație extraordinar de gravă. Vreau să amintesc tuturor celor care ne ascultă acum și care se uită la postul nostru de televiziune că presa românească se află astăzi într-un impact foarte mare. Și când vorbesc de presa românească, nu vorbesc numai de presa celor câțiva moguli pe care îi tot amintește domnul Traian Băsescu. Eu vorbesc de presă în general. Și mă gândesc aici la toate instituțiile de presă din țară, care sunt câteva mii, mă gândesc la televiziunea publică, mă gândesc la radio-ul public. Deci suntem într-un impas foarte mare. Au scăzut publicitățile foarte mult. Bugetul României este cel pe care îl știți dumneavoastră, dacă mă gândesc la televiziunea publică și la radio, și este pe cale, de ce nu, de a se plăti niște polițe din campania electorală, adică cei care n-au fost cu noi sau care au fost împotriva noastră, astăzi ar trebui decimați. Cei puțini bani care mai sunt la buget sunt în mod clar dirijați spre trusturile de presă care au ținut cu actuala putere. Mă gândesc aici la Partidul Democrat-Liberal. În situația asta am avut dezbateri foarte aprige și am reușit, gândiți-vă că este un lucru extraordinar, am reușit să alătur acestui subiect, acestui obiectiv, ca să spun așa, toate organizațiile, cele mai importante organizații de presă din România, și mă gândesc la cele pe care vi le-am spus, și nu am fost de acord, iată, cu propunerea de a se impozita în totalitate CAS-ul la salariații care lucrează exclusiv cu contracte de colaborare. Pentru că există pericolul ca, hai să spun mogulii, hai să zic oamenii care fac din presă numai o afacere și atât, să mute din contractele de muncă toate contractele în zona colaborării și acolo să plătească numai salariatul cei 31%, pe de o parte, care înseamnă CAS-ul pentru pensie, să mai plătească, de ce nu, 6%, care este impozitul lui din cei 16%, și iată cum mogulul, ca să folosesc așa un termen, ca să zic, peorativ la ora asta, mogulul mai plătește numai 10%. Și atunci ce presă frumoasă facem noi când suportă salariatul atât amar de impozite? Ați văzut, până la urmă, cam jumătate din cât primește. Când am ieșit de acolo, sigur, am fost așteptați de reprezentanții mass media. Le mulțumim televiziunilor care au preluat în direct și celor care vor da în buletinele lor de știri reacția noastră. Este foarte clar. Reacția Mediasind, care este cea mai mare organizație a jurnaliștilor sindicaliști, ca să spun așa, nu a fost de acord. Patronatul presei Romedia din România nu a fost de acord. Clubul Român de Presă nu a fost de acord. Un patronat care se înființează acum la Clubul Român de Presă, nici el nu a fost de acord. Iar tonul general a fost că putem face o alianță împotriva acestor aberații pe care, iată, le aduce domnul Șeitan ca pe o regulă europeană. Nu se spune că în toată Europa se întâmplă așa ceva, dar nu-ți dă seama de consecințele acestei enormități. Consecințele sunt foarte simple. Va dispărea foarte multă presă care nu le convine domnilor, pentru că ceilalți vor fi alimentați cu fonduri publice, cum de altfel se întâmplă și astăzi. Lupta continuă, sunt alături de toți jurnaliștii din țară și alături de patronii corecți și sperăm că va fi un meci câștigat atât pentru salariați, pentru sindicaliști, prin reprezentanții lor, cât și pentru patronii care vor să fie corecți și să țină această afacere media în condiții europene și în condiții corecte și pentru ei și pentru salariați.